Această rugăciune este pentru toți cei ce o ascultă și o grăiesc împreună cu mine. Tot ce îți cer este să asculți această rugăciune până la sfârșit, să te rogi cu încredere și cu speranță în Dumnezeu și să lași totul în grija Lui. Și acum să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, nu sunt vrednic de milele Tale, dar îndrăznesc să te rog să primești și puțina mea rugăciune, așa cum ai primit cândva acei doi bani ai văduvei, și să alungi Tu de la mine tulburarea care m-a cuprins, căci în Tine, Doamne, este nădejdea mea. Viforul necazului s-a ridicat asupra mea și a intrat până în sufletul meu, dar în Tine, Doamne, este nădejdea mea. Tu cunoști prea bine pricinile relelor care mă apasă și toate cele viclene câte mă înconjoară. În Tine, Doamne, este nădejdea mea. Pe Tine te rog să mă scapi de toate cele întunecate ale inimii mele și să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet și să mă ajuți să biruiesc în fața tuturor ispitelor, căci în Tine, Doamne, este nădejdea mea. Și slavă și mulțumire pentru toate îți înalți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, Cel ce cu întristare ai vărsat lacrimi pentru Lazar, primește Tu acum lacrimile mele. Nu am inimă vrednică să intru în împărăția Ta și nu am căința, nici smerenia, care să îmi țină ochii drepți în fața Ta. Gândurile îmi sunt întunecate cu cele lumești și nu pot căuta spre Tine în tot ceasul. Dar patimile Tale vindecă patimile mele, iar rănile Tale vindecă rănile mele. Tămăduiește, Doamne, sufletul meu, curățește inima mea și dă trupului meu mireasma binemirositoare a Duhului Tău cel veșnic și de viață făcător. Ochii Tăi pe care i-ai înălțat pe cruce să înalțe și ochii mei către Tine. Mâinile Tale prea sfinte să mă tragă și pe mine din prăpastia pierzării. Chipul Tău cel batjocorit de vrăjmașii ce ți-au dorit moarte să lumineze chipul meu cel întinat de păcate, iar Duhul Tău, cel pe care L-ai dăruit Tatălui atunci când chinuiai pe cruce, să mă curețe pe mine de toate cele rele și să mă îndrepte spre Tine și să alunge ispitele ce mă înfierbântează și, în loc, să îmi dea răcoarea dragostei pentru adevăr și pentru Tine. Amin. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, cât de mulți sunt cei ce gândesc împotriva mea. Mulți zic sufletului meu, nu-și va găsi în veci mântuirea întru Dumnezeul lui. Dar Tu, Doamne, îmi ești sprijinitor și scut, Tu ești slava mea și Tu ești Cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat, iar El m-a auzit din muntele Lui cel Sfânt și mi-a răspuns. Eu mă culc, adorm și mă trezesc iarăși cu liniște în suflet, știind că Domnul mă sprijină. Nu mă tem de puhoiul de oameni care se ridică împotriva mea din toate părțile
Ridică-te, Doamne, și izbăvește-mă, Dumnezeul meu, căci Tu îi lovești peste obraz pe toți dușmanii mei și Tu zdrobești dinții celor răi. A Domnului este mântuirea și izbăvirea. Fie binecuvântarea Ta peste poporul Tău, prea sfinte și prea nevinovate, Mântuitorule, nădejdea tuturor creștinilor și singura scăpare a celor păcătoși. Apără-mă pe mine atunci când în necaz alerg la Tine. Auzi-mi suspinele mele și pleacă Tu, Doamne Dumnezeul meu, urechea la rugăciunea mea. Stăpâne și Tată Ceresc, nu mă trece cu vederea pe mine Cel ce îți cere ajutor și nu mă lepăda pe mine de la mila Ta, ci înțelepțește-mă și învață-mă și nu te depărta de la mine. Fii-mi Tu mereu mângâietor și ocrotitor, căci mă predau acum cu totul milostivului Tău acoperământ. Îndreaptă-mă la o viață lină și fără de supărare față de aproapele meu și dă-mi smerenie ca să mă pot căi de toate păcatele mele. Prea bunule și grabnice apărătorule, acoperă-mă cu bunătatea Ta. Apără-mă de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și îmblânzește Tu inimile oamenilor răi, căci cei ce se ridică împotriva mea se ridică și împotriva Ta. Doamne, ziditorule de viață, dă-mi să miros neveștejita floare a nevinovăției și curăției Tale și nu mă lăsa să mai alunec în neputință. Iartă-mi patimile trupești și rătăcirile inimii și luminează Tu ochii mei sufletești ca să văd calea adevărului Tău și întărește-mă cu harul Duhului Sfânt ca voința să-mi fie mereu spre împlinirea poruncilor Tale și astfel să mă văd vrednic de împărăția Ta și îndreptățit la strașnica judecată a Fiului Tău, căruia slavă îi înalți acum și pe veci. Amin. Dumnezeule Părinte, izvor al meu de bunătate și de sănătate și de putere sufletească și de vrednicie, mă plec acum înaintea chipului Tău, cel Sfânt, și Te rog, într-o neputința și sărăcia mea, să deschizi stavilele cerului și să pogori asupra mea bunătățile îndurării Tale. Nu sunt mereu cu inima limpede, Doamne, căci cele lumești mă fac să calc uneori cuvântul Tău. Și pentru aceasta îți cer acum Ție să-mi dai putere pentru căință tare și adevărată și să speli sufletul meu de orice întinăciune. Îndură-te de mine, Tată Ceresc, și ajută-mă. Strică cugetele mele cele rele și în locul lor luminează-mi mintea și inima ca să pot petrece darul vieții pe calea cea bună și plăcută Ție. Și de-mi e dat să vărs lacrimi pentru a mă curăți de toate cele rele, atunci fie, Doamne, voia Ta, căci vreau să mă luminez cu poruncile Tale
să le țin pe ele minte mereu și să le păzesc cu sfințenie. Stai lângă mine în fiecare ceas al zilei și al nopții și veghează asupra mea. Nu mă părăsi în nicio clipă și mângâie-mă așa cum tu îi mângâi pe cei pe care îi iubești. Și nu uita, Doamne, nici pe aproapele meu și nu lăsa pe niciun creștin să simtă amărăciunea sau întristarea, căci acestea sunt capcane viclene ce slăbesc gândurile curate. Așa că ține-i mereu cu credință tare și cu bucurie în suflet pe toți cei ce te caută pe tine. Tu ești salvarea și mântuirea mea, Doamne, și numai la tine mă închin. De acum și până în veacul veacurilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, izvor nesecat de bucurii și de fericire, Tu, Cel ce vindeci toate rănile trupești și sufletești, Cel ce te-ai arătat nouă după marea mila Ta și ne-ai spălat de toate păcatele, pe Tine, prea bunule, ce-mi ești liman în primejdii, mângâietor în tristețe, apărător în întuneric și veșnic izbăvitor de necazuri, te rog, ascultă ruga mea și luminează-mă în această zi cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-mi-o și mie, iubitorule de oameni, și ferește-mă pe mine de poală și de durerile de tot felul. Izbăvește-mă, Doamne, de toate vicleșugurile vrăjmașilor, cei văzuți și nevăzuți, și de toate amenințările lumești. Risipește răutatea și mânia și înconjoară-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, într-o pace și belșug. Fii-mi alături, atot iubitorule, învățându-mă să fac doar voia Ta și îndrumă-mă să calc pe drumul dreptății și al smereniei. Întărește-mi credința, Doamne, ca pe o stâncă și dă-mi sănătate și veselie ca să-ți pot cânta mereu slava. Căci astăzi în Tine nădăjduiesc și la Tine mă închin cu credință și pe Tine te chem să mă scoți pe mine din nevoi, să risipești necura greșelilor și să tămăduiești, prea curatule, neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării Tale și dăruindu-mi bucurie din bucuria Ta, cea fără de margini, căci doar iubirea Ta e veșnic neobosită și fără de sfârșit. Și doar pe Tine te cunosc, ca pe comoară de minuni, vindecător plin de har și izbăvitor al păcatelor noastre. Acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, singurul cu adevărate puteri tămăduitoare, Cel ce cu sângele Tău ai adus mântuire din marea și prea curata Ta iubire, dezleagă acum, Doamne, toate vrăjile, farmecele și blestemele cu care sunt legat și zdrobește puterea lor, astfel încât de îndată într-un nimica să se prefacă.
fie că au fost făcute de vrăjmași, știuți sau neștiuți, văzuți sau nevăzuți, cu vorba, cu gândul, în cer sau pe pământ, spulberă-le tu acum cu temuta și sfânta ta cruce și distruge-le urma. Pustiește și depărtează din viața mea și a celor dragi mie vraja, blestemul, mânia, invidia, trufia și orice altă slăbiciune necurată a sufletului. Și umple-mă de credință și de iubire. Dezleagă-mi casa, lucrul și toate ale mele de orice legătură necurată, cuvântată sau necuvântată, scrisă sau nescrisă, de fier, de piatră, de lemn, de sânge sau săvârșită prin ardere sau prin cânt viclean sau prin străpungere de ace sau oricum ar fi fost făcută, sfărâmă acum dorințele dușmanilor și toată lucrarea lor și nu îi lăsa, Doamne, în păcat pe cei ce îmi vor răul, ci sloboade-te asupra lor și arată-le puterea ta. Căci numai Tu ești unul Dumnezeu peste toate, iar eu mă încred cu totul în Tine. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul dreptății mele, deși sunt în strâmtoare, Tu mă vei elibera de dușmani. Îndură-te și ascultă-mi rugăciunea. Fii ai oamenilor, până când îmi veți preface slava în rușine? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul l-a pus deoparte pentru sine pe cel evlavios. Domnul aude când strig către el: mâniați-vă și nu păcătuiți, cugetați când stați în pat și tăceți. Aduceți jertfe potrivite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic: cine ne va arăta ce este bine? Doamne, fă să răsară peste noi lumina feței Tale. Tu mi-ai dat mai multă bucurie în inimă decât au ei când le sporește grâul și mustul. Mă voi culca și voi adormi în pace, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă disciplina în furia Ta. Îndură-te de mine, Doamne, căci sunt slab. Vindecă-mă, Doamne, căci ființa mi-e îngrozită. Sufletul mi-e îngrozit de tot, iar Tu, Doamne, până când întârzi? Întoarce-te, Doamne, eliberează-mi sufletul. Mântuiește-mă din pricina îndurării Tale, căci morții nu Te mai pomenesc. Și în locuința morților, cine Te mai laudă? Sunt slăit de atâtea suspine,
În fiecare noapte îmi scald patul și îmi inund așternutul cu lacrimi. Mi s-au prăpădit ochii de atâta întristare. Mi-a slăbit vederea din pricina tuturor vrăjmașilor mei. Depărtați-vă de la mine, voi, toți cei ce săvârșiți răul, căci Domnul a auzit glasul bocetului meu. Domnul a auzit ruga mea. Domnul mi-a primit rugăciunea. Toți dușmanii mei vor fi făcuți de rușine și nespus de îngroziți, vor da înapoi și vor fi acoperiți de rușine. Într-o clipă. Sfinte Doamne, prea bunule Părinte, Cel ce stingi focul pătimaș și aduci lumină în întuneric, liniștește-mi, prea bunule, valurile sufletului atunci când mă găsesc cu mintea tulburată și cu inima întristată. Dă-mi putere să îmi înving teama ce uneori mă apasă și alungă-mi grijile ce fără rost mă împietresc și îmi irosesc timpul ținându-mă în loc sau abătându-mă de la drumul tău. Dă-mi să primesc cu pace sufletească tot ceea ce viața îmi va aduce și învrednicește-mă să îmi petrec zilele cu inimă întărită în sfânta credința ta. Oricare vor fi experiențele prin care voi trece sau veștile pe care le voi primi, dă-mi, Doamne, să nu uit că peste toate este voia Ta și că în toate faptele și cuvintele Tu îmi ești alături, călăuzindu-mă și sprijinindu-mă. Nu mă lăsa să mă cufund în temeri și să mă cutremur de gânduri și vise tulburătoare. Fie că au venit peste mine din partea unui apropiat sau a unui neam sau a oamenilor din jurul meu sau printr-o situație profesională sau din cauza banilor sau a unei boli sau a persoanei pe care o iubesc. Alungă-mi Tu acum, Sfinte Doamne, toate mâhnirile și răcorește-mi sufletul cu roa cea dulce a harului Tău. Și nu lăsa, Doamne, ca din cauza neliniștii mele să ajung pe mâna doctorilor sau să primesc felurite tratamente, ci vindecă-mă Tu cu neobosita iubirea Ta și binecuvântează-mă ca să mă pot bucura de toate cele bune ce au să fie, cu gând bun și încrezător, răbdând, iertând, iubind și nădăjduind în Tine, căci Tu îmi ești acoperământ în vremurile grele și pe Tine te caut, să mă liniștești și să mă ocrotești și să mă luminezi și să mă smerești și să mă întărești și să mă îndemni spre calea bunăstării și a fericirii. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Atot milostive și iubitorule Doamne, Dumnezeul puterilor mele, strig acum către Tine cu smerenie din adâncul sufletului meu și Te rog, potolește Tu cu puterea Sfintei Tale cruci înverșunarea celor ce mă urăsc și mă hulesc, a celor ce mă pângăresc și încearcă să mă împingă în păcat. Trimite în numele Tău pe sfinții Tăi îngeri ca să mă ocrotească și să mă ajute,
și să mă țină sub acoperământul cel dătător de vrednicie și de izbândă în fața tuturor celor ce mă încearcă. Prea milostive, Doamne, cele lumești au încercat să zdrobească inima mea și să facă să curgă lacrimi de pe fața mea, dar eu îmi țin credința tare în Tine, Doamne. Caută Tu la tânguirea mea și la ruga mea atunci când pătimesc din năpăstuirea vrăjmașilor mei, căci vrăjmașii mei sunt și vrăjmașii Tăi, Doamne. Nu-i pierde pe aceștia ce se leapădă de poruncile Tale și calcă numele Tău, ci dă-le lor a Te cunoaște pe Tine și înțelepciunea cea dumnezeiască și fie ca ei să sfârșească zilele în căința cea adevărată. Iar pe mine întărește-mă cu tăria Duhului Tău și nu mă depărta de la pieptul Tău, căci eu Te slujesc, Doamne, cu dârzenie și în singurătate și în mijlocul furtunii și încă până în veacul veacului. Învrednicește-mă să intru în împărăția Ta, întru slava Ta, căci de numele Tău nu mă voi rușina în veac și în apărarea Ta nădăjduiesc. În ajutorul și în biruința Ta mă încred și bucuria Ta o caut acum și pe veci. Amin. Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat cina cea din urmă cu cei ce Te-au urmat și cu neclintită umilință ai spălat apoi picioarele lor și încă și cele ale ucenicului slab ce Te-a vândut, și ai luat apoi pâine și vin cu mâinile Tale sfinte și le-ai binecuvântat cu puterea Ta și le-ai făcut pe ele trupul și sângele Tău și le-ai împărtășit, zicând așa: luați voi de mâncați și beți, căci iată, acestea sunt trupul și sângele meu. Nu lăsa, Doamne, să se facă depărtare între mine și Tine și ajută-mă ca în toate cele ale mele să fac doar voia Ta. De Ți-am greșit, dă-mi Tu lacrimi fierbinți ca să pot să îmi plâng păcatele. De sufletul mi-e întinat, spală-l Tu și curățește inima mea, tot așa cum ai spălat picioarele ucenicilor Tăi. De voința mi-e slăbită, dă-mi Tu putere, ca fără nici o întrebare și nici o împiedicare să pot trece ziua de azi, întărit de Duhul Tău cel Sfânt. Ține-mi gândul drept și luminat cu dulcea Ta lumină și ridică-mă într-o credință de fiecare dată când cad din pricina celor lumești. Izbăvește-mă de orice stricăciune și îngroapă-mi Tu patimile și ferește-mă de amăgirea celui rău. Iar în clipa cea din urmă a vieții mele, fă așa încât cu bucurie să îmi sui sufletul la Tine și să intru în mărirea Ta cerească. Ajută-mă, Doamne, să mă pot închina numelui Tău și pe Tine să Te slăvesc, acum și pe veci. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!